Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Azi la masă de lucru, că am venit, că am luat un televizor mai mare, suntem în studioul de News Bucovina, studiouri, ați văzut, da? Că am zis eu la plural. Bine v-am regăsit, dragilor. Nu e bună deloc ziua de astăzi, ca așa e la noi. În Bucovina nu există zi lăsată de la Bunuțu, deci nu există zi lăsată de la Bunuțu, să nu se întâmplă nenorociri. Au fost zile trecute la Dona Candrean, cei patru tineri morți s-au izbit cu mașina într-un stâlp, patru în pământ, unul în spital, nu știm dacă va scăpa cu viață. Morți pe bandă rulantă, morți pe bandă rulantă, cel puțin de la, la intrarea în Suceava, dinspre Vatra Radonei, de acolo, dinspre Bârgaie, până la zidul morții, se moare zilnic, nu glume, se moare zilnic. Ceva ori e în aer, ori asfalt, ori ceva, nu știu, ori nebunia oamenilor, nu mai înțeleg absolut nimic. Vă spun cinstit, nu mai înțeleg absolut nimic. Și eu am sentimentul că pe mulți dintre șoferii care traversează Suceava, fie că sunt din Suceava, fie că sunt din alte părți, efectiv îi doare la banană. De ce vă spun că îi doare la banană? Am să vă arătați trei filmulețe. Trei filmulețe realizate recent. Primul este de pe 19 august 2023, la ora 20:14. Pe camera de bord al omului, le mulțumim urmăritorilor noștri că ne trimit materiale de genul acesta. Știu ce înseamnă să te duci acasă, să stai, să decupezi. În fine, 19 august, da? Fiți atenți aici, ora 20:14. Lumea mergea către casă. Vinea meu, Sandocanu. Vreau să vă spun la bun început că Sandocanu meu are numere de București. Nu știu dacă omul e bucureștean sau nu. Vă spun că doar mașina e cu numere de București. Primul filmuleț. Doamna Daniela, fiți atentă la primul filmuleț. Aici suntem la Ilișești. Trebuie să înțeleagă lumea. Știți, zona aia de la Ilișești, unde s-a murit și acolo. Ții minte când s-a murit la Ilișești, în curbile alea, înainte de cabana de la Ilișești. Ei, aici e după cabana de la Ilișești, imediat după ce s-a întâmplat necazul. Fii atent un pic la imagine. Uitați-vă un pic la imagine. Linie continuă, linie continuă, urmează curba, da? Să vedem, mare, frumoasă, curbă la stânga. Ce fac? Ia, pot da play? Ia, dă curba. Ia, fii atent acolo. Ia, fii atent. Ce părere ai, Dana? Ce părere ai de-a meu? Mă, oameni buni, linie continuă, București, 166, WTVTRR, nici nu mai contează. A meu, el era în depășire, el venea, știi că acolo este un pic de pantă, e un pic de deluț, să merge barbat. El era pe linie continuă de multă vreme. Intrăm în curbă aici, Dana. Uite-te un pic, aici intrăm deja, intrăm în curbă la stânga. El e pe linie continuă, nu are niciun... Uite, ia-te acolo, fii atenție acolo. Uite-l, tată. Uite. L-ai văzut? Oh, viața de ce... Cum să fac eu să-l văd acișilea? Mai dau o dată înapoi? Nu-l văd aici. L-am văzut? Uite-l. Uite-l. Uite aici. Uite-l cum vine. Uite-l de unde vine el. Uite-l de unde vine el. Uite cum îi taie omul ăsta, cum îi taie capota. Cum îi taie lateral. Da? L-ai văzut, da? Liniștit, omul n-are niciun stres. I-a dat un click, dă-n faruri. El era foarte hotărât, da? L-ați văzut, l-ați lămurit cu dumnealui, am lămurit-o, da? Hai să vă mai arăt un filmuleț, dacă mă pricep să dau înapoi, dacă nu... Ia, așa, ăsta e filmulețul cu minunații, se vede acolo, da, l-am pus. Bun, dăm înapoi. Haideți să vă mai arăt băietul meu, care e Sandocan până la capăt, e aceeași mașină, aceeași poveste, aceeași 19.08.2023, după câteva zeci de secunde, e curba care intră în Ilișești. Ia fiți atenți ce face a noastră. Fiți, vă rog, un pic atenți ce face a noastră ca să vă înțelegeți. Băi, eu cred că oamenii ăștia nu sunt sănătoși. Ia, uite-mă, tată. 25.39, deci nu trecuse un minut. Daniela, nu era trecut un minut de când omul o săvârșise. De sus de aici, dragilor, dacă sesizați, vin mașini. Una, două, trei, patru. Măi, vin mașini din deal. Îi vin mașini din deal. N-are nici un stres omul meu. N-are absolut niciun stres. Ia uite acolo. Ia uite acolo. Uite-l ce se întâmplă. Ce face el? Săracul mucturanu frânează, trage tare dreapta ca să se ducă în, mai să intre în parapet, ca să intre zevze cu tembelul, că altfel nu pot să-i spun. Deci asta se întâmplă la Suceava. Ia uite, liniștit, da? Ce? Crezi că s-a liniștit omul meu? Nu. Credeți că s-a liniștit? Nu! Nu, pentru că mai venea o mașină din față, da? Mai venea o mașină din față și avea un tir. Nu se face să stai după tir.
Nu se face, chiar dacă e linie continuă, chiar dacă e curbă, nu se face. Omul meu se angajează și în depășirea tirului. N-are nici un stres. N-are nici un stres. Omul meu este în depășirea tirului. O vezi acolo? Uite-l. Omul meu este în... N-are nici un stres. Ia uite. Hai că doar de la început filmulețul, să vedeți toată. Da? Pleacă. Nici nu semnalizează nimic. Ăsta frânează săracul, ăla săracul trage, tot trag dreapta de volan. Ce a zis? Bă, dacă tot am o leac de viteză. Ia uite-ți. Ia uite-mă. Ia uite-mă cât ești de voinic. Ia uite-mă cât ești de voinic. Da. Asta odată. Stai așa. Și mai am unul, că doar știi cum se întâmplă. Trebuie să mai avem, că plin de distruși din ăștia. Da, aia acum, doamna Daniela, 22 august, aseară, da? Aseară, 21-27, plecăm de la Ilișești, nu mai stăm în zona Ilișești, venim către Suceava. Ne apropiem ușor de intrarea în Suceava, zidul morții, celebrul zid a morții, celebrul prin necazurile care s-au întâmplat acolo. Am dat și zile trecute un material, ați văzut, plin de plăcuțe, aici odihnește, aici s-a întâmplat necazul, coroane de flori, parapetul strâmb, că aia de la... Când ai CNA de DNR, nu? De la Drlădinga Iaș, nu? Cum le zicem noi, cei de la Drlădinga Iaș nu s-au învrednicit să facă o licitație de un an de zile, stă podețul ăla, parapetul ăla îndoit acolo, așa rămâne și așa o să mai rămână multă vreme până nu-l schimbă pe nealaicul de acolo. Ei se apropie de zidul morții. A noștri se apropie de zidul morții. Zidul morții noaptea e, acum este destul de bine semnalizat. Ca să nu rămână numai cu numere de București, stați să-l vedeți pe a meu cu numere de Suceava ce face. Sunteți pregătită, doamna Daniela? Sunteți pregătită, da? Ia, fiți atent aici. 21-27, se vede, da? Ia uite. Da? Pancarda, vine zidul morții, mașină din față, puțină linie discontinuă aici, se vede zidul morții, a meu intră. Hop, stai că a meu intră. A meu intră. A meu este liniștit, nu are niciun stres. Un bândă, da? Doamne, doamne, ce le bândă. Ăștia cu bândă, arăbă așa cum am eu, au un rectus. Loli se lichește. Se lichește, de, au un stick, știi? De, au, se lichește de blană, de accelerație. Ei nu au frână, nu au accelerație. Atât, nu au accelerație și butonul de volum la max. Atât au bombeole, n-ai ce să le faci. Eu îi înțeleg pe oamenii. Fii atent la meu. Îl vezi că îi vine mașină din față sau nu-l vezi? Hmm? Mașina vine din față, da? Din sensul girator. Ce? Ne-a făcut pe noi o mașină vreodată? Hai să vezi ce sunt. Uite-te acolo un pic. Stai, am dat play? Dau play. Uite-te acolo. Ăla flash-uri. Bă, ce faceți? N-are niciun Dumnezeu. El taie tot. N-are nici... Uite-l acolo, tată. Și a intrat pe scoarul ăsta. Aici era cât casa în caz. Uite, privește încă o dată. Uite ce face bezmeticul. Uite-l cum se duce. Uite-l cum se duce. Flash acolo, frânează ăsta. El i-a tăiat, a plecat. Gata, tată, ce atâta, frate, că el avea niște treabă. Și pleacă liniștit mai departe. Trei mașini. Daniela, pe trei mașini a tăiat fața. Uite-te un pic. Urmărește-te, te rog, un pic. Fii atent aici. Ce face? Mă, idiot, nu pot să-i spun. E puțin spus. E baza prostiei umane. Uite-te un pic. Da? Vine, acum, l-a depășit pe ăsta, nu intră, linie discontinuă, al doilea, fii atent un pic, ăla e nebunie întreagă, intră, îi taie calea, dacă se sizez ce se întâmplă acolo. Vedea calea, cum s-a pus frână. Tu înțelegi? Uite-l, mă, cum pleacă, mă. N-are nicio treabă, mă. N-are absolut nici... Oamenii, nu vreau să vă spun, nu vă pot reda, cum să zic eu, sunetul de pe... Deci credeți-mă, oamenii sunt, băi, ce fac? Nicio treabă, n-au nicio treabă. Ei sunt sandocani. Mâine dimineață sunt din nou, uite așa, cu mâna în grindă, cu cotul pe volan. Ce ai, mă? Te și scuipă în față. Că te scuipă, nu da? Dar te bagă în mormânt. Oamenii ăștia te bagă în mormânt, dragilor. Asta se întâmplă pe europeanul morții, europeanul nenorocirilor, europeanul Suceava, Vatra Dornei. Suntem locul întâi pe țară la nenorociri. Locul întâi. Doamna Daniela, locul întâi pe țară la nenorocit. Da, să mai pun o dată aici. Nu merge? Nu merge. Hop, și încă o dată. Merge, nu? Deci eu am rămas siderat când m-am uitat ce a făcut omul ăsta. Deci el acum pleacă în depășire. Atenție, pleacă în depășire. Da? Sandocan, hop. Nu îi ajunge. Îl vezi? Bă, BMW frumos, elegant, ca o ciucuri de vară. Liniștit. L-a depășit și pe ăla. Ăla săracul, pe contrasens. Ăla din fața lui, ăla a...
A slăbit 10 kg. Da. Ăla a slăbit 10 kg. Bă, ce cu ăsta, mă? Care e problema ta, mă? Ce cu tine, mă? Te grăbești în spital. Ai rezervare la cimitir. Bă, dacă sunteți așa nebuni, tu ce ți-vă, mă? Bă, haideți să faceți, rog pe președintele Consiliului Județean, pe prefectul județului, bă, să faceți o zonă așa, să le facem o chestie frumoasă pe un câmp, să dea cap în cap berbecii ăștia. Că e păcat. Ei ne bagă sub pământ, Dana. Tu înțelegi că ne bagă sub pământ? Berbecii ăștia ne bagă sub pământ. Uite, ăsta săracul terminat. El nu înțelege ce i s-a întâmplat acolo. El a scăpat, ăsta frânează, ăla tași de deapta. Ei nu înțeleg ce li se întâmplă. Pentru că unul e șmecher. Niște flăcăi cred că viața e pe modul nemurire, știți? Nemurici din ăștia. Și că viața și regulile de circulație sunt opționale. Dacă pot, nu știu ce e de făcut, dragilor. Știu ce face Poliția Suceava, mai nimic. Poliția Suceava ne, nu? Ce? Ne ia de benzodiazepină, nu? Dacă ne prinde pe ăștia așa mai nevinovați, ne benzodiazepină. Mă, ce ar trebui să se întâmple cu oamenii ăștia? Domnule de la Poliția Județului Suceava, ce facem cu chestia asta? Se întâmplă zilnic, zeci, sute. Unde sunteți, oameni buni? Unde sunteți, voi, polițiști? Unde sunteți? Că noi știm unde vom fi. Sub pământ. Nu o să mai aibă cine să vă plătească salariile. Vorbesc foarte serios. Ne bagă în mormânt oamenii ăștia. Ah, poate n-am înțeles eu cum funcționează lucrurile. Dragii mei, comentați domniile voastre. Eu personal am rămas siderat. Ăla cu mașinuța albă, l-ai văzut? Bă, de ăla era? Bă, l-are Dumnezeu! Ce mă uite și un tir? Dă-i mă, plan, dă-i mă, chestie. Păi, seara-i târziu, trebuia să ajung, avea o treabă. Băi, eu înțeles, te grăbești. Toți ne grăbim, toți mai încălcăm câte o regulă de circulație, că nu suntem rupți din stele. Nu, mama n-a scris codul rutier și nici tata nu l-a actualizat. Bă, dar asta este nenorocire ce se întâmplă pe șoselele din județul Suceava. Nu știu cum e la domniile voastre. Vă rog, comentați, spuneți-vă părerea. Poate mă lămuriți pe mine ce ar fi de făcut în aceste cazuri. Ce face poliția? V-am zis. Deocamdată, bur. Sus inimile.